Cum să-ți găsești parfumul? Găsirea parfumului perfect poate fi o activitate copleșitoare. Ar trebui să știi, în primul rând, faptul că toate parfumurile au trei note, notele de vârf, care se evaporă prin ele, notele medii, și cele de bază, care reprezintă parfumul real. Ia în calcul următorii pași. 1. Concentrează-te asupra mirosurilor tale favorite, cere-i vânzătoarei să te ajute. 2. Nu încerca mai mult de două parfumuri odată. Pulverizați pe un punct și nu frecați pentru că veți strica compoziția. Așteptați 10 minute, astfel ca notele de bază să se poată dezvolta și apoi faceți achiziția. Ar fi o idee bună să iei o mostră și să faci achiziția doar zi. 3. Nu cumpăra un parfum doar pentru că este noutatea sezonului. Verifică-l pentru a vedea dacă ți se potrivește. Îl cumperi pentru tine, nu pentru altcineva. 4. Așteaptă-te ca un parfum să reziste 3 ani, de la data îmbutelierii. Nu-ți păstra niciodată sticlele de parfum expuse la lumină extremă sau la temperaturi ridicate. 5. Nu trebuie să porți un parfum ca o uniformă. Încearcă să folosești arome diferite pentru momentele diferite ale zilei sau ale anului. 6. Când îți alegi un parfum, trebuie să ții cont și de clima locală. Căldura favorizează evaporarea mai rapidă a parfumului, în timp ce vremea rece accentuează mirosurile. 7. Un parfum merită plăcerea pe care o conferă, nu banii care îi costă. 8. Nu cumpăra niciodată un parfum când ești însărcinată. Corpul trece prin schimbări hormonale majore, care afectează percepțiile senzoriale. Christian Dior, Giorgio Armani, Carolina Herrera, Vera Wang și multe alte mărci pot fi găsite pe Strawberry.net, compania cosmeticilor proaspete.